că cuvintele care s-au spus în această zi, în locul acesta, aș dori să mai adăugăm și cele scrise în cartea profetului Maleahi. În acest loc, din Scriptură, este surprinsă o situație de criză, de mare criză, prin care treceau familiile din generația profetului, o criză oarecum similară și cu criza prin care trec familiile din generația noastră. Să ascultăm cuvântul. Maleahi, capitolul 2, începând cu versetul 14. Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezească. Luați seama dar în mintea voastră și nu fiți, și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze fiecare familie, să aibă grijă de casele noastre și ceea ce am început cu Dumnezeu când ne-am căsătorit, să încheiem cu Dumnezeu când se va sfârși viața noastră. Așa cum spuneam de la început, familia în vremea profetului Maleahi a trecut printr-o criză, erau multe despărțiri în căsătorii, lucruri care au atras multe probleme în societate și de asemenea multe probleme de natură spirituală. Dintr-o anumită perspectivă, în vremea noastră lucrurile stau într-un mod asemănător. Familia trece prin criză, sunt tot felul de crize cu care familiile se confruntă. E bine cunoscut faptul că oamenii, deși se numesc credincioși, tot mai rar aleg să se căsătorească. Și aceia care aleg să se căsătorească, aleg să se căsătorească după ce au stat împreună cu ani, fără să-și asume responsabilitatea unei relații durabile, a unei căsnicii, a unui legământ în relația de căsătorie. Stau la oaltă, dacă merge, merge, dacă nu merge, nu merge, se schimbă între ei, se rotesc în relații, ajung în tot felul de stări care nu onorează nici pe Dumnezeu și nici familiile lor și nici neamul nostru. Asta este o realitate. Dintre asemenea cupluri, care iată fac și efortul să fie legalizată, căsătoria de probă sau parteneriatul civil, cum se mai numește, orice, dar să nu fie căsătorie legământ, așa cum a stabilit Creatorul. Dintre acele familii care reușesc, acele cupluri care reușesc să se căsătorească și civil și religios, o parte dintre ele se confruntă cu criza divorțului, care criză se amplifică și parcă tot mai multe în ultimii ani familii trec prin asemenea situații. Acesta este climatul larg în care ne găsim și în care trebuie să ne ducem legământul de căsătorie până la sfârșitul vieții. Suntem oameni cu frică de Dumnezeu. Mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți pe Dumnezeu din anii prunciei dumneavoastră, iar acum sunteți la vârsta la care vă căsătoriți copiii sau vă căsătoriți nepoți. Alții suntem mai tineri, aveți copii mici, vă gândiți la viitorul lor. Alții sunteți căsătoriți de foarte puțină vreme și ați plecat în viața de căsătorie cu mare avânt și v-ați propus și cu ajutorul lui Dumnezeu veți și reuși să realizați în viață foarte multe lucruri frumoase și să încheiați, să duceți legământul căsniciei voastre până la sfârșitul vieții. Dumneavoastră, dragă Maria și Mihai, purtați aceste gânduri în inimă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am pe inimă în această zi să căutăm răspuns la o întrebare.
cum să fortificăm legământul căsniciei noastre? Cum să facem să dureze? Legământul căsniciei nu durează de la sine. Oamenii care ajung în criza divorțului nu și-au propus să ajungă acolo. N-au avut această viziune. N-au lucrat premeditând ca într-o anumită dată din anii vieții lor să ajungă să se despartă. Nu își propune nimeni așa ceva. Cel puțin oamenii sănătoși la minte nu își propun asemenea lucruri. Cu toate acestea, evoluțiile din cadrul unei relații de căsătorie se pot îndrepta spre acest deznodământ nefericit. Ce să facem să ne fortificăm viața de căsnicie, legământul căsniciei? Cum să ne raportăm unii la ceilalți și la Dumnezeu în așa fel încât căsnicia noastră să dureze toată viața? Îngăduiți-mi, vă rog, dragi miri, câteva sugestii practice și, desigur, pentru întreaga adunare. În primul rând, căutați pe Dumnezeu în familia voastră. Nu putem să fortificăm legământul căsătoriei noastre fără ajutorul lui Dumnezeu, fără implicarea lui Dumnezeu, fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Căutați-vă, apropiați de Dumnezeu, stimați familiști, și veți constata că în timp ce vă apropiați de Dumnezeu, cultivând în viața voastră personală frică de Dumnezeu, vă veți apropia și unul de celălalt în căsnicia voastră. Dumnezeu îi apropie pe oameni. El le pune inimă lângă inimă. Dragostea lui Dumnezeu este turnată în inima celor care au frică de Dumnezeu și această dragoste se va fructifica și în relația dintre soți. Prin urmare, îngrijiți-vă de relația voastră cu Dumnezeu. Citiți Scriptura. Rugați-vă lui Dumnezeu în casele voastre. Apropiați-vă de Dumnezeu cu post. Cultivați frică de Dumnezeu. Feriți-vă de ceea ce este păcat. Feriți-vă de ce ar putea să-L întristeze pe Dumnezeu și în timp ce vegheați la spiritualitatea familiei voastre, la integritatea familiei voastre, veți constata că Dumnezeu binecuvântează casa voastră cu trăinicie. Și ceva foarte particular, dragi miri, implicați-vă familia în mijlocul bisericii. Biserica să fie comunitatea familiei voastre. Relația familiei cu biserica va duce la întărirea legământului căsătoriei. Cuprindeți biserica în părtășia familiei voastre. Să nu vă separați de biserică. Am cunoscut familii care s-au separat de biserică. Nu și-au propus să se separe de biserică deodată. Dar cumva, progresiv, etapă după etapă, au ajuns în punctul în care nu s-au mai simțit bine în părtășia bisericii. Și atunci au început să bage de vină, să justifice că asta nu îmi place, că cealaltă nu mă împlinește, că în partea cealaltă e problema. Căutau explicații pretutindeni, fără să se uite în oglindă. Și au constatat în scurt timp că în timp ce s-au distanțat de Dumnezeu și de biserică, distanțarea a început să apară și între ei doi. Țineți-vă de Dumnezeu în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Voi astăzi începeți viața de căsătorie aici, în Biserica lui Dumnezeu. Primiți binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu vă va da urmași, îi veți aduce ei să cereți binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei. Va veni ziua când în baptistierul de sub voi, ca cei, numai o platformă la coperă, îi veți conduce la botez și o să vină ziua Mihai și Maria, când asemeni părinților voștri, vă veți aduce și voi copiii la binecuvântare în căsnicia lor. Dar țineți minte, trebuie să vă țineți de biserică. Biserica, oameni buni, biserica are nevoie de fiecare familie. Ascultați-mă bine, biserica lui Dumnezeu are nevoie de fiecare familie. Noi nu lăsăm în urmă nicio familie, suntem aproape de familie, ne rugăm pentru familie, luptăm pentru familie, ajutăm familiile, facem tot ce ne stă în putere ca biserică să dăm semnificație, familie. Familie este binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă bine, mai mare nevoie are familia ta de biserică decât are biserica nevoie de familia ta.
Mare este nevoia bisericii în relație cu familiile. Biserica depinde de familie. Sănătatea bisericii depinde de sănătatea spirituală a familiilor. Dar țineți minte ce spun astăzi. Familia voastră are nevoie de biserică mai mult decât are biserica nevoie de familia voastră. Aici este poporul lui Dumnezeu în care vă veți duce mântuirea până la capăt. Aici este locul în care veți putea să slujiți lui Dumnezeu. E comunitatea în care veți găsi sprijin. E comunitatea în care găsiți semnificație. Țineți-vă de biserica lui Dumnezeu. Asta duce la fortificarea legământului căsniciei. Se va întoarce cu binecuvântare spre casele noastre. Apoi, al doilea sfat practic. Respectați ordinea lui Dumnezeu pentru viața de căsătorie. Dumnezeu, în cuvântul său, a stabilit o ordine, o rânduială. El va lăsa binecuvântarea sa peste acele familii în care aceste rânduieli vor fi respectate. Domnul Dumnezeu a spus că bărbatul este chemat să fie capul familiei și soția este chemată să fie un ajutor potrivit. Din această rânduială așezată de Dumnezeu, rezultă pentru bărbat următoarea poruncă, Mihai. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Modelul iubirii pentru bărbat, relația cu soția, este Domnul Iisus. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. E vorba aici de iubire jertfernică, de dăruire de sine, de altruism, de sacrificiu. Sacrificiu până la moarte. Așa a iubit Iisus Hristos. Constatăm cu durere că în unele familii, soții între ei au o stare de conflict și de ostilitate, în unele familii de indiferență, iar în altele de dușmănie. Ferească Dumnezeu în casele dumneavoastră să vină asemenea stări. Dacă ne vom respecta ordinea așezată de Dumnezeu în căsătorie, stările acestea vor fi îndepărtate. Iubește-ți soția cum a iubit Iisus Hristos biserica. Un prieten de-al meu, păstor, spunea odată unor familii în care apăruse ceartă și discordie, dusă până la a-și face rău unul celuilalt. Și le-a dat așa un sfat. Dragul meu, a zis, dacă nu-ți poți iubi nevasta cum a iubit Hristos biserica, dacă nu poți iubi ca pe aproapele tău, iubește atunci ca pe dușmanul tău. Iisus ne-a spus cum să ne iubim și dușmanii. Că zicea că îmi face rău, că se poartă rău, că iată cum s-a pornit, se poartă ca un dușman al meu. Și dacă se poartă așa, atunci iubește-o ca pe un dușman al tău, dar nu-i întoarce rău, făcând mai mare rău. Astea sunt vorbe pentru oameni care au rămas de mult în urma lui Hristos. Pentru cei care sunt aproape de Iisus, rămâne acest model suprem. Iubiți-vă nevestele cum a iubit Iisus Hristos biserica. Iar în ce o privește pe soție, cuvântul spune, nevestelor fi supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și apoi și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Respectați-vă soții, recunoașteți-le autoritatea spirituală. Purtați-vă în relația cu ei așa cum biserica este chemată să se poarte în relația cu Hristos. Și respectând această ordine, veți constata că Dumnezeu binecuvântează căsnicia voastră cu stabilitate, cu sănătate. Al treilea gând. Fiți întotdeauna sinceri unul cu celălalt. Oriunde între oameni minciuna se strecoară, distruge. Dar nicăieri adevărul nu distruge ca în relația dintre soți. Orice s-ar întâmpla, stimați familiști, păstrați-vă sinceritatea. Să nu ascundeți unul de celălalt adevărul. Întotdeauna să vă spuneți adevărul. Uneori va trebui să o faceți cu multă înțelepciune. Dar niciodată să nu vă mințiți unul pe celălalt. Când minciuna s-a strecurat într-o casă, încrederea a plecat din casa aceea.
Și când încrederea s-a dus din casă, lucrurile încep să o ia rău de tot la vale. Să fiți oamenii adevărului. Vom fundamenta legământul căsniciei noastre, vom fortifica legământul căsniciei noastre, cultivând adevărul în viața de familie. Să vă spuneți unul celuilalt adevărul. Al patrulea aspect practic. Cultivați altruism în căsătoria voastră. Acest gând este pentru noi, pentru toți. Rareori întâlnești oameni altruiști prin definiție. De foarte multe ori, motivațiile noastre, stările și gândurile noastre sunt amestecate. Egoismul, dați-mi voie să surprind acest adevăr, ucide iubirea în căsnicie. Egoismul șubrezește legământul căsniciei. Dacă în viața ta de căsătorie, relația cu soțul tău, dovedești egoism, sau în relația cu soția, dovedești egoism, iubirea este pusă în pericol, stabilitatea căsniciei este amenințată. Să vă șerfiți unul pentru celălalt, să vă iubiți unul pe celălalt, să vă dați unul celuilalt, să vă slujiți unii altora, să vă faceți bine unii altora. În fiecare domeniu al vieții să fie acest principiu a jertfirii de sine. Și când acest principiu a jertfirii de sine operează într-o căsnicie, legământul acelei căsnicii este fortificat. În lumina principiului altruismului, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț. În unele căsnicii, legământul căsniciei s-a subrezit și din cauză că în domeniul acesta sensibil al vieții s-a strecurat egoismul. Cum să fortificăm legământul căsniciei noastre? Până acum am spus, căutați să vă apropiați de Dumnezeu, respectați ordinea lui Dumnezeu în căsnicia voastră, fiți întotdeauna sinceri unul cu celălalt, cultivați altruism în relația dintre voi. Și acum, 5. Nu vă povestiți problemele, veți zice, care, că noi n-avem, să dea Dumnezeu să n-aveți. Dar dacă veți avea, să nu povestiți problemele voastre cu prietenii voștri, cu cunoștințele voastre. Sigur că s-ar putea ca uneori familiile să ajungă într-un moment în care au nevoie de ajutor. Traversează o perioadă complicată a vieții, acolo ceva tensiuni s-au acumulat, Dumnezeu știe din ce pricini. E înțelept în asemenea situații să cereți ajutor. Cereți ajutor de la oamenii lui Dumnezeu. Cereți ajutor de la păstorii duhovnicești. Să vă spun ce am constatat. Am constatat în cursul vremii că sunt familii care cer ajutor de la păstorii duhovnicești doar când nu mai ai ce face. S-a ajuns în punctul în care puține mai rămân de făcut. Eforturile sunt foarte mari. Să mai recuperezi ce se poate, întâlniri, consilieri, dar s-a trecut de o limită. Și uneori am simțământul că ne ducem ca niște pompieri să stingem focuri sau să mai salvăm ce se poate. Acționați din vreme. Apropiați-vă de Dumnezeu, apropiați-vă de biserică, iar în situația în care apar zdruncinături în viața de căsătorie, cereți ajutor. În ce privește discuția cu prietenii, fiți vigilenți. Am întâlnit situații în care o soție frustrată a cerut sfat de la altă soție mai frustrată. Și apoi de acolo te ferească Dumnezeu. Ce s-a învățat una pe alta să facă, să țină sub control situația în familiile lor. Imaginați-vă următorul scenariu. Că într-o zi soțul, cine știe, a plecat de acasă lăsându-te supărată. S-a comportat cum n-a trebuit să se comporte. Mai greșește și el, cum de altfel și tu greșești.
supărată și frustrată, după ce l-a trântit ușa și s-a dus fără să zică la revedere, te-a sunat o prietenă apropiată. Bună dimineața! Ce mai faci? Păi sunt necăjită. Ce s-a întâmplat? Hai până la mine la o cafea. Și te-ai dus. S-au zis, vin eu la tine. Și a venit. Pe fundul supărării ai început să-ți deschizi inima și să spui. Să spui de omul tău, pe care de altfel îl iubești cu tot sufletul tău. Să deșerți inima în fața prietenei tale, zicând cât de neisprăvit, needucat, și puneți dumneavoastră toate, o lăsiți dacă vreți, toate. Aș avea o rugăminte. Uitați-vă la telefoanele mobile, vă rog, și opriți-le, bine? Să nu se mai audă în timpul slujbei. Vă mulțumesc frumos! Ți-ai spus inima în fața prietenei tale și după ce ai pus toate acestea, ea știe, tu știi, te-ai mai liniștit, te-ai mai răcurit, în sufletul tău ai și justificări, așa trebuie, trebuia să-i spun, trebuia să mă descarc. Prietena ta s-a dus la casa ei, tu ai rămas la ta și pe cum te liniștești încep mustrările de cuget și te gândești dacă ai făcut bine ce ai făcut. Peste niciun ceas soțul tău te sună și își cer iertare pentru felul în care s-a purtat. L-a iertat și odată iertându-l, mai mari sunt regretele că ai vorbit cu prietena ta ce nu trebuia să vorbești. Mai trec câteva ceasuri și soțul se întoarce acasă cu un buchet de flori și ce dulce este împăcarea. Da? Și acum tu te muncești cu un gând. Ce mă fac eu cu prietena mea? Cum repar în ochii prietenii mele imaginea familiei mele, a soțului meu, a mea, a casei noastre? Cum? Cum scot eu din capul ei răul nume pe care l-am făcut familiei mele? Dați-mi voie să vă răspund cum. Nici cum. Asta nu mai trece. Înțelept e să nu vă povestiți problemele cu prietenii. E un proverb din bătrâni că rufele familiei se spală acasă. Dumnezeu să binecuvânteze căsniciile cu durabilitate. Apoi, al șaselea sfat, care are și el semnificația și importanța lui, vorbiți între voi frumos. Cuvântul lui Dumnezeu, în locul pe care l-am citit, spune așa: vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. E foarte important să vorbiți între voi frumos. Vorbirea noastră poate să fortifice legământul căsătoriei sau poate să îl șubrăjească. Cartea Proverbe 18:21 spune că moartea și viața stau în puterea limbii. Oricine o iubește îi va mânca roadele. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Vorbiți între voi frumos. Faceți-vă complimente unul celuilalt. Observați eforturile pe care celălalt le face pentru casa voastră. Ca bărbat, mulțumește pentru masă, pentru curățenia din casă, pentru rânduiala pe care o găsești, pentru iubirea soției tale. Mulțumește pentru ce face în relație cu copiii pe care vi-a dat Dumnezeu. S-ar putea nici să nu realizați munca pe care o face. Un bărbat cu minte cât avea el a fost odată întrebat: dumneata, unde lucrezi? Și l-a zis: la fabrica Steaua. Am zis și eu o fabrică acum, ca să nu zic alta. La fabrica Steaua. Și cât lucrezi acolo? Păi 8 ore. Nevastă ta ce lucrează? Și ea: nu lucrează nimic. Cum așa? Ce stă acasă cu cei 6 copii. Ea nu lucră nimic. Ia fă schimbul. Stai tu cu cei 6 copii, nu 8 ore, ci 24 din 24, și să meargă 8 ceasuri la fabrica Steaua. Și o să vezi dacă luna viitoare mai vrei. Trebuie să observi.
să prețuiești, să mulțumești, să încurajezi, sau invers. Soțul tău muncește din greu? Ce face el acolo, pe șantierul, la fabrica unde lucrează, la locul lui de muncă? Implică mult efort și multă dăruire. Rodul muncii este adus acasă, pe masa voastră este pâine, ai un soț protector, iubitor, un tată bun. Observă asta. Prețuiește-l, îmbărbătează-l. Vorba lui Mark Twain. Eu pot trăi 3 luni dintr-un compliment. Puneți-i benzină în rezervor și o să aibă și de dus și de întors. Richard von Brandt spunea că singurul fel în care putem să facem complimente soției, Mihai, dacă asta înveți azi de la nunta ta, e bine. Singurul fel în care poți să faci complimente soției este să o faci des. Dumnezeu să binecuvânteze toți bărbații în privința aceasta. Și ultimul gând, al 7-lea, pe care vi-l împărtășesc în această dimineață, cum să fortificăm sănătatea legământului căsniciei noastre, îngrijiți de securitatea materială a familiei voastre. Într-un fel sau altul, sănătatea legământului unei căsnicii depinde și de securitatea materială a căsniciei respective. Am cunoscut familii care s-au înțeles bine până când au dat de crize materiale. Când a ajuns asupra lor povara financiară mare, au apărut și neînțelegerile și căutările după tot felul de scurtături. Securitatea materială este foarte importantă. Aici, cu toții suntem egali. Dumnezeu a arătat ce se poate face, care este calea ca să avem stabilitate materială în căsnicia noastră. Lucrurile sunt foarte simple și le-am învățat din pruncie, de la părinții noștri. Le învățăm din instinctele noastre. Una dintre legile foarte simple este muncește, câștigă-ți pâinea și apoi mănâncă. De unde securitate materială dacă nu muncești? Fiți harnici! Jertfiți-vă munca voastră. M-am bucurat foarte mult și aici am tot respectul față de dumneavoastră, frate Becerdea, pentru felul în care a știut să puneți în inima copiilor dumneavoastră respectul față de muncă. Dar această virtute, cultivarea simțului responsabilității, a hărniciei și atitudinii față de muncă, începe să lipsească tot mai mult în familiile contemporane. Legislația parcă și ea te ajută, ci că ar fi abuz împotriva copilului să-l pui să muncească. Apoi pe mine m-ar fi luat de acasă de mult. Fiecare pe vârsta și puterea lui. Tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Când am crescut mai mari, am primit răspunderi mai mari. Și când eram la 18 ani, deja știam ce este muncă. Ai știut și tu, Adi? Da? Asta e calea. Aud pe unii plângându-se, nu ne ajunge. Ce nu va ajunge? Pâinea nu ne ajunge. Dar dumneata, la cât te trezești dimineața? Mai într-o zi cineva, n-am de lucru. Păi de ce n-ai de lucru? Păi, la ora 10 te întâlnești cu mine și spui că n-ai de lucru? Și te plângi că n-ai cu ce să-ți plătești chiria? E rușine. Un bărbat în putere, o femeie în putere. Hărnicie, răspunsul. Asta, așa a rânduit Domnul Dumnezeu. Să muncim cu hărnicie și muncim cu hărnicie ne vom câștiga pâinea pentru casele noastre. Dar apoi mai e ceva, stimați familiști. Cât de harnic ai muncii, să ai salariul cel mai mare din țară, dacă punga ta are 2 capete, praful se alege de ea. Dacă e un sac necusut la fund. Nu. Aici este vorba de cumpătare. Eu vă cunosc pe amândoi. Dumnezeu v-a binecuvântat pe amândoi cu spiritul cumpătării. Și înaintarea voastră se va vedea.
Dați-mi voi astăzi, în ziua căsătoriei voastre, să vă spun două chei pentru cumpătare. Simple ca bună ziua. Unu. Dați lui Dumnezeu zeciuială. Cine dă Domnului partea Domnului, nu face altceva decât să securizeze binecuvântarea lui Dumnezeu peste el. Și este o dovadă de cumpătare. Să dai partea lui Dumnezeu. Voi aveți experiențe cu Dumnezeu în privința aceasta? Oricum, e o lege duhovnicească pe care doar oamenii cu judecată duhovnicească o pot înțelege. Dați și vi se va da. Dumnezeu vă va onora. 10% din câștigul vostru să fie dedicat lui Dumnezeu. Familiile pe care le știu în zona securității financiare, materiale, fac asta de la întemeierea lor până acum. Și încă ceva, faceți un cont de economii. Să nu cheltuiți tot ce v-a rămas, cel 90%, să nu cheltuiți tot. Puneți deoparte. Minim 10%. Dacă la începutul căsniciei voastre puneți minim 10% economie, asta va fi un exercițiu pentru toată viața. Și înaintarea voastră se va vedea. Cum mi-a zis mie odată cineva, zice, da, da, dacă pun 10% economie, păi eu pun 50 de lei pe lună. Pun. Și luna viitoare 100. Și la sfârșitul anului 600. Dar ce fac eu cu 600 de lei? Nu știu. Dar vai de tine dacă nu-i ai. Când trebuie să faci ceva. Ce poți să faci cu 600, nu știu, dar anticip ce te faci fără 600. Cumpătare. Hărnicie. Închinare cu partea Domnului, economie. Evitarea împrumuturilor, a împrumuturilor neesențiale. Familia din vremea noastră a găsit scurtătura spre împlinire materială. Băncile stau și ne oferă fericirea. Acum s-au mai învățat și ei că nu-i chiar așa, s-au ars. Nu. Dar continuă să ardă mai departe pe orice om lipsit de vigilență. Un sfat pentru toate familiile tinere. Îmi dau seama că e o problemă serioasă să achiziționezi o locuință. Rezistați, vă rog, la tentația de a vă compara cu acele familii care sunt în fața voastră cu 15-20 de ani de drum. Găsesc între familiștii mai tineri, conversând cu voi, frustrarea asta. Da, dar noi n-avem. Ce n-aveți? Casă? Ca cine? Păi n-am casă ca... Și dă, de exemplu, pe unul care ar putea fi tată. Da, dar între tine și el sunt 25 de ani de drum. Știi tu cum a fost omul ăla în urmă cu 25 de ani? Știți cum era fratele Nelu în urmă cu 25 de ani? Fratele Nelu în urmă cu 25 de ani. Familii la care vă uitați și spuneți, ce mi-aș dori, stabilitatea, locul de muncă, profesia acestuia care. Și ești ispitit că n-ai mașina lui și casa lui, dar 25 de ani de muncă între voi. Gândiți-vă la asta. Acumulați progresiv, cumpătare, hărnicie, dărnicie, simțul responsabilității și multă răbdare. Fugiți de compromisul împrumuturilor. Fugiți cât puteți. Și dacă trebuie, că uneori trebuie, mai ales dacă e vorba de cumpărarea unei locuințe, când vă calculați, banca spune, ia, spune ce salariu ai, ca să zicem cât te poți împrumuta. Când îți calculezi împrumutul sau bonitatea, vă îndemn, din dragoste de frate în credință și păstor de suflete, să aveți grijă la următorul exercițiu. După ce banca, după ce ai dat toate informațiile și după ce banca aceea va spune, dumneavoastră vă puteți împrumuta cu atât. De asta să spuneți funcționarului de la bancă următorul, taie jos 20%. 20% taie jos. Eu știu pe alții că au făcut altfel. O zis, frate, către fratele lui mai mare sau sora lui mai mic.
nu vii cu mine la bancă să semnezi pentru mine garanție, să-mi ia mai mult. Să nu faceți greșeala asta niciodată. După ce ți-a calculat bunitatea, tăiesc de pe foaie 20%. Și o să mă întrebați de ce. Ține minte, banca nu știe că tu dai partea Domnului. Și nu știe de contul tău de economii, 10%. Rob la bancă pe 25 de ani te vrei. Țineți cont de aceste chestiuni simple și o să vedeți cum ele, cumulându-și efectele, vor lucra la fortificarea căsniciei voastre. Să recapitulăm. Cum să ne fortificăm legământul căsniciei? Cum să dureze căsătoria noastră până la sfârșitul vieții? 1. Căutați pe Dumnezeu. 2. Respectați ordinea lui Dumnezeu în căsnicie. Cultivați altruism în căsătoria voastră. Fiți întotdeauna sinceri unul cu celălalt. Nu vă povestiți problemele personale cu prietenii voștri. Vorbiți între voi frumos și îngrijiți de securitatea materială a familiei voastre. Și Domnul vă va binecuvânta. Va face ca peste munca voastră să fie lăsată binecuvântarea Lui și vor înflori toate, după cum a promis Domnul Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui în veac. Încheind cuvântul pe care vi l-am împărtășit, e moment potrivit acum să ne apropiem de momentul cununiei celor doi miri și vom face lucrul acesta ridicându-ne în picioare cu toții. Invităm și pe miri să se ridice în picioare. După ce mirii își vor rosti legămintele unul față de celălalt, împreună cu fratele păstor Lucian Becerdea și Petru Moroșan, vor fi făcute rugăciunile de binecuvântare. Invit pe colegii păstori să vină aici în față.